Bună seara, dragii mei! Astăzi vom încerca să vorbim despre noi prin prisma altora. Să vorbim despre mănușa vecinului care ne se pare mai potrivită decât a noastră, despre viețile furate și experiențele pe care vrem să le luăm de la alții, să le implementăm în propria noastră familie, crezând că sunt ale noastre. Din păcate sau poate din fericire, în viața asta nu există nicio rețetă a succesului, deși el, succesul, ne urmărește la fiecare pas. Acum o spun pe bune, invidiez cu invidia albă oamenii care reușesc să-și construiască o familie, să crească copiii și în același timp să fie mereu pe linia de plutire. Oameni care întotdeauna sunt cu tema făcută la timpul prezent, oameni care întotdeauna sunt dispuși să te ajute, să vină cu un sfat și cu o idee, oameni care nu trăiesc în propria lor găoace, în propriul lor apartament, oameni care sunt deschiși pentru lume și pentru comunicare. Ei bine, eroina mea din această seară este un astfel de om, pentru că de îndată ce i-am descoperit blogul Planeta Mami, am zis că e omul care merită să fie aici pe canapea pentru ca să te entuziasmeze pe tine, tânără mămică, pentru ca să ne dea aripi nouă celor care credem că nu mai avem forțe și puteri pentru a merge înainte. Într-un cuvânt, este omul care prin tot ceea ce face merge înainte, își crește copiii cu dragoste, își iubește soțul și le demonstrează celorlalți că există viață și după căsătorie și mai ales există viață și după ce ai în familie doi copii. Bună seara, draga mea! Bună seara! Și mă bucur că ți-ai adus comoara astăzi pe canapea. E vorba de familia Madar, Natalia și Valentin, iar alături de ei doi spiriduși, Daniel și Adelina. Cea mai mare fericire a familiei. Și o să încep chiar din capul locului cu acea listă de to-do pe care tu o faci la începutul fiecărui an, acea rezoluție a familiei pe care știu că reușiți să o scrieți și pe parcursul anului încercați să tăiați câte o linie în fiecare zi, săptămână, lună sau cum faceți voi acolo. Continuăm ceea ce făceam până acum, dar să facem lucruri mai bine și mai multe. Să-i facem copiii noștri fericiți, să le creăm o copilărie interesantă și memorabilă. Deci ăsta este scopul nostru în primul și în primul rând. Și să fim și noi fericiți, pentru că copiii fericiți sunt atunci când și o familie este fericită și cuplul este în armonie. Și să adunăm cât mai multe momente, clipe, chiar și cele mici, nu neapărat mari, pe care să le arhivăm pe parcurs și să fie și ca o amintire pentru copii pentru toată viața. Valentin, și tu faci o listă de lucruri pe care trebuie să le faci timp de un an? Să știi că eu cumva mă ajustez la lista comună a familiei pe care o avem noi, dar pe care am început să o implementăm de ceva timp și am intrat cumva în jocul ăsta foarte atractiv. Dar ajută pe bune acum. Ajută pe bune și cumva te ține foarte conectat la viața de familie și ce se întâmplă în familie, ce s-a realizat și ce urmează să facem toți împreună. Ziceam că am intrat foarte adânc în jocul ăsta, a devenit serios. Și chiar recent, când făceam o retrospectivă anului trecut, a fost foarte amuzant să vedem ce am reușit să facem anul trecut și sunt foarte entuziasmat să vedem ce reușim să facem anul viitor. Planurile sunt mari. În lista asta se regăsesc lucruri materiale sau lucruri ceva de genul să am mai mult răbdare cu copiii mei? Tu scriai, mi se pare că anul trecut să țip mai puțin la ei sau să învăț să trăiesc împreună cu ei. Sau acolo se regăsește ceva de genul să-mi iau o mașină nouă, să merg la munte, să merg la mare, să-mi cumpăr o roche nouă, o pereche de pantofi, să schimb ușa de la dormitor, să-mi iau o catiță. Ce se găsește în lista aia? Fiindcă întreb despre lucrurile materiale, o să-ți răspund eu, nu se găsesc lucruri materiale acolo. E mai mult ceea ce ține de lucruri foarte mărunte, dar care fac diferența în familie. Sunt lucruri care noi ne dorim să avem mai multă conexiune în familie, mai multă joacă, mai multă comunicare și chiar nu se găsește nimic din lucruri din astea material, deși noi foarte mult ne dorim să mergem, să călătorim. Avem și o listă a noastră cumva, mai puțin publicată, dar e tot ce e legat de familie și cred că Natalia ne dă mai mult. Zim,
Cratițul se regăsește acolo? O pereche nouă de pantofi? Să zic, chiar am o agendă în care îmi scriu în fiecare zi planurile mele, sarcinile care trebuie să le fac, dar și câteva idei care eu neapărat trebuie să le fac. Deci cratița chiar o am de un an de zile care este inclusă, dar... Serios? Da, probabil că nu este... O lași pentru 8 martie, că atunci se fac cadouri femeilor. Probabil că nu este în topul listei de priorități și respectiv ea tot coboară, pentru că pe parcurs apar tot mai multe necesități alte, mai ales cei ce ține de planul emoțional, de necesități de suflet și respectiv de aia, nu știu, când va fi momentul când am să le mai așez pe ceilalte, probabil că o să-mi iau. De când ați devenit voi atât de organizați? Bănuiesc că asemenea liste și asemenea agende nu au existat întotdeauna în cuplul vostru. Apropo, de câți ani faceți un cuplu? Un cuplu? De 15. Da, 15 ani. O viață de om, aproape. E adevărat. Da. Atunci, la începuturi, erați atât de organizați, aveați asemenea liste, veneați fiecare din familiile voastre cu o asemenea tradiție de a vă organiza timpul, de a vă cumpăra agenda la fiecare sfârșit de an, de a scrie ceva pe prima pagină? Cu siguranță nu. Și cred că, vorbind astăzi despre viața în familie, familia ne-a schimbat foarte mult și ne-a schimbat în bine, ne-a adus foarte multe lucruri noi în viața noastră de zi cu zi și nu aveam atunci nici agenda, nu eram așa de organizat, nu erau așa de multe task-uri care trebuia să le facem. Da, erau alte lucruri care încercam cumva să le organizăm și evident era mult mai mult timp liber. Deși acum, cu timpul limitat care îl avem în familie, cred că reușim mult mai multe lucruri să le facem decât atunci când era mai mult timp. Deci lucrurile au devenit mult mai organizate de când suntem în familie, de când au apărut copii și... Acum le dați peste cap ideile celor de acasă care, din contra, se jeluie că de când au copii și au familie nu mai reușesc să facă nimic. Există o noțiune foarte des folosită, eu cel puțin în viața de zi cu zi, în afaceri, folosesc, se numește time management. Și dacă tu reușești să-ți planifici timpul, deși este o misiune deloc ușoară, reușești să-l faci toate. Natalia, era o domnișoară organizată până a deveni doamna madam? Nu prea. Atunci când ai mult timp liber la dispoziție, nu îl valorezi într-atât de mult. Am început să fiu mai organizată și încă și lucrez la capitolul ăsta de când au apărut copiii, pentru că și mai ales când eram în concediu de maternitate cu primul copil, îmi dădeam seama că am multe lucruri de făcut. Deci se pare că stai acasă și mai mult trebuie să ai grijă de copil, dar începusem să-mi fac lista cu ce să mă joc, când să ieșim la plimbare, meniul, deci este foarte important să-ți organizezi și meniul, pentru că fiind presiune de timp, ai un pic de frustrări că nu știi cum și când să gătești. Și asta m-a ajutat să păstrez calmul, să decurgă ziua mai lin. Acum, sigur că agenda este la îndemâna mea în fiecare zi, pentru că nu îmi scriu doar că trebuie ce să fac cumpărături, dar și îmi scriu că un fel de reamintit pentru mine, că uite, să citesc 10 minute din cartea aceea, să fac poate niște activități fizice, eu, copilul, activitățile care vreau să le fac, dar și pe parcurs, evident, apar și antrenamente a copiilor și trebuie să le țin organizate. Daniel, ia zi, tu trăiești într-o familie perfectă. Da. Ia și microfonul să te audă și copiii de acasă. Așa. E greu să trăiești într-o familie în care totul este planificat și în care fiecare are orarul lui stabilit? Deloc nu e greu, este foarte ușor. Ai și tu un plan de activitate zilnic, săptămânal? La ce faci tu ziua, spune-mi, cum de la ce oră te trezești? La ce oră mă trezesc la școală? De fiecare dată este o oră anumită. Sună deșteptătorul sau deja a intrat în obișnuință și te scoli singură? Uneori mă trezește mama, uneori singur. Mama e deșteptătorul. Sau tata. Și seara ai oră fixă de culcare?
Nu, de seara niciodată, mă mor fix uneori mai devreme, uneori mai târziu. Probabil asta scrie în planul de lucru al mamei pentru anul 2017. Dar zi-mi altceva, eu am înțeles că în familia ta există un borcan al amintirilor, da? Există un borcan fermecat în care voi vă scrieți toate reușitele pe care le-ați avut pe parcursul unui an și le puneți acolo. Tu ți amintești ceva frumos din momentele anului trecut? Ce ai reușit Ce să bine faci? că le-ai Niște citit. Care performanțe am ale tale citit mai recent? personale? Hai. Ce am făcut noi? Am fost la Am câștigat turnee. câștigat două turneuri la fotbal în România. Aoleu, tu vrei să devii fotbalist? Da. Super tare, dar cum se cheamă echipa ta? Unde te Dacia antrenezi? Buicani. Oh, ce frumos! Deci tu ești fotbalist cu acte în regulă. De câte ori pe săptămână mergi la sport? De 3 ori pe săptămână merg. Ai vrut tu sau mami și tate a insistat? Eu am vrut. Tata a început să meargă la fotbal, el a fost fotbalist, tata lui a fost antrenor și iată așa mi-a venit și mie interesul Ai, de ce vorba fotbal. de o dinastie? Dinastie de amatori, de fotbaliști Da, sau chiar... de amatori, da. Tata meu a jucat fotbal la nivel de amator și la moment este antrenor de copii. Eu cumva am fost și eu interesat de acest sport și l-am practicat iarăși la nivel de amator pe și în continuare la moment mai îl mai practic atunci când timpul permite și cumva s-a transmis chestia asta către Dani, dar s-a transmis cumva noi foarte mult timp petreceam împreună, priveam meciuri, ajungeam la moment când el cunoștea foarte mulți jucători, echipe, campionate, regulile. Discutam uneori și chestii de tactică, adică Și așa. ai mers cu tema pregătită pentru Da, acasă, dar nu veterinar. credeam că o să vrea să facă chestia asta. Credeam că poate o să vrea alt sport. Deci, cumva nu am insistat. I-am zis să aleagă el și cel puțin până acum mergem cu plăcere. Și mă bucur pentru că este un sport care dezvoltă foarte Zi-mi multe niște calități. fotbaliști preferați, niște vedete ale fotbalului mondial. Care îți place ție cel mai mult? Messi, Neymar, Iniesta, Ronaldo, Dar tu ca Bale. cine vrei să fii? Mijlocaș îmi place. Mijlocaș? Păi ăștia aleargă cel mai mult, nu? Trebuie să fii într-o formă fizică perfectă toată viața. Ziceam că există viață și după ce apar copiii în familie. Vreau să-mi spuneți despre relația voastră de la început, relația voastră de cuplu și momentul când ai aflat că ești însărcinată, da? Și atunci au apărut probabil toate planurile, toate ideile, cum o Mă, să fie viața noastră. Pentru că foarte mulți părinți, unii se sperie, alții se bucură, alții încep a deveni niște tirani pentru copiilor, pentru că imediat te gândești, asta o să-l învăț, asta nu o să-l învăț, aici o să-l cert. Și mai există acea regulă de aur astăzi, nu poți să cerți un copil, nu poți să-i spui că nu se poate. Trebuie să-i spui cât de mult îl iubești de dimineață până seara și există o limită în toate astea. Voi ați găsit limita aia? Muchii ai de cuțit pe care să mergeți? Eu cred că... Adelina are o problemă pe care tu trebuie să o rezolvi. Ce rogi pe mami, Adelina? Ea E vrea vrea să ceva. vorbească la microfon. Ah, păi atunci dați-i microfonul să vorbească și Ține, Adelina. ține, pui. Zi-mi, păpușă, îți place la noi în studio? Îți place? place? Hai, vorbește. Dar nu special îți Da, place să mami, mergi? acum. Cu mami îți place? Da. Da, acasă numai cu Bada îți place să stai? Mami, hai. Da. Da. Îți Acum place să te joci cu Dani? Da. Dani este Bada, îi spui Bada? E fratele tău mai mare? E Bada? Da. Dar cine impune regulile jocului, tu sau Dani? Dani. Da. A, ce frumos, Dani, să nu uiți lucrul ăsta. Când te cicălește, să-i spui că tu ești Bada. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, burning, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear.
Părintele este de fapt o meserie pe care o înveți o viață întreagă. Ca orice altă. Pentru că pe parcurs copilăria este formată din foarte multe etape și fiecare etapă este caracteristică și atunci la fiecare etapă apar și surprizele sale. Și nu poți să fii din start pregătit. Din moment ce ai dus copilul pe lume, tu să fii deja pregătit cu ghidul de părinte și să mergi pe calea aceasta fără să te mai întorci și să mai răsfoiești cărțile. Respectiv, noi încă învățăm să fim părinți pentru că de la o vârstă la alta lucrurile se mai schimbă, apar momente noi, provocări noi și respectiv acum e și alt copil nou, parcă îți pare că ai avut un copil și le cunoști pe toate, dar apar altul, e alt caracter, alt temperament, altă vârstă și respectiv îți dai seama că nu e suficient, deci o experiență, deci la fiecare copil va fi o experiență nouă. Și respectiv căutăm răspunsuri, testăm lucruri noi, deci mie îmi place întotdeauna să caut ceva nou, să introduc în familie unele reguli, unele tradiții, văd care merge, care nu merge, pentru că nu este o regulă standardă pentru fiecare familie. Și vedem, căutăm acel mijlocul de aur pentru noi, dar este o însușire plăcută, pentru că deci nu tindem să avem deja rezultatul, să-l vedem. Deci noi primim plăcere de la proces. Nu vă obosește lucrul ăsta asupra voastră zi de zi? Pentru că până la urmă ceea ce îmi spuneți acum îmi demonstrează că voi de fapt niciodată nu sunteți relaxați 100%. Întotdeauna pe lângă faptul că trebuie să te simți tu bine, trebuie să ai grijă să se simtă bine ceilalți. Să organizezi ceva pentru ceilalți trei, indiferent despre care dintre voi este vorba. Da, foarte bună întrebare. Să știi că eu pe parcursul procesului nostru de educație a copiilor am identificat ceva că la foarte multe etape de dezvoltare a copiilor cei care trebuie ajustați suntem noi. Pentru că însuși procesul de dezvoltare a unui copil este firesc, adică cu diferite etape. Noi, părinții, suntem un pic mai puțin pregătiți cumva să reacționăm la fiecare etapă și pe alocuri undeva noi trebuie să ne pregătim mai bine pentru a face față anumitor situații care apar la etapa lor. Și da, te consumă un pic, dar, după cum a spus și Natalia, este un proces plăcut, care creează emoții pozitive. Și e o facultate pe care bănuiesc că nu o să o finalizați niciodată. Da, cu siguranță. Diploma nu cred că o vedem. Dar, ba da, o să o vedeți peste mulți ani reușitele copiilor. Dar e un proces continuu și plăcut. S-a întâmplat să vii acasă, mâncarea să nu fie gata, să fie dezordine toată casa și ăștia trei să se joace? Da, foarte des. Foarte fericit și bucuroși? Da. Și tu să vii enervat după o zi de muncă și flămând ca un lup? Exact. Și să ai nevoie de liniște? Exact, se întâmplă asta. Și ce faci? Despre asta ziceam că e nevoie ca noi să fim. Dacă eu o să am o atitudine, o să-mi schimb atitudinea față de lucrurile în familie și o să înțeleg care sunt lucrurile prioritare, că e mai important conexiunea în familie și timpul petrecut între ei trei decât acea curățenie per moment, care pe urmă poate fi efectuată, e ok. Eu o să mănânc ceva așa repejor, dar dacă și încerc, evident, în limita posibilităților să mă implic și eu atunci când încă mai sunt resurse, dar ajută foarte mult, pentru că lucrurile care se întâmplă seara în familie este o doză de energie pozitivă care șterge tot stresul care l-ai avut eventual într-o zi întreagă. Adică sunt lucruri. Natalia, ești femeie pedantă care are nevoie de ordine, de curățenie, de lucruri bine puse la punct, de etichete peste tot? Nu. Dar ai fost vreodată? Te-au modelat copiii sau dintotdeauna ai fost un om al libertății în casă, în cuibul familiei? Îmi place lucrurile organizate, dar atunci când îmi reușește și atunci când
lucrurile care erau prioritate până acum și le-am așezat un pic, mă apuc de celelalte. Cu timpul înțelegi că nu poți să le reușești pe toate, pur și simplu. Chiar dacă îți pare că stai cu copilul acasă, deși eu tind să nu folosesc cuvântul ăsta stai, pentru că nu stai deloc, nu le reușești pe toate. Întotdeauna apar mai multe lucruri pe care trebuie să le faci, dar în primul și în primul rând important este confortul copiilor, pentru că ei necesită foarte multă atenție, joacă, eu mă axez pe asta. Lucrurile putem să le facem și împreună, deci implicăm și copiii, ea întotdeauna este bucuroasă să ajute, să dea cu mopul sau să spele vasele. Daniel, la fel, deci eu încerc să implic pe ei și pentru că în casă nu va fi întotdeauna și niciodată curățenie. Întotdeauna se va găsi lucrurile că trebuie să faci, să gătești, să speli și câteodată îmi dau seama că viața poate să treacă așa pur și simplu. Și chiar mă bazez și pe o idee, o mămică odată a zis că se discuta despre acest subiect și a zis că din păcate, eu din copilăria mea țin minte pe mama doar făcând curaj și spălând și făcând mâncare. Deci ea nu ține minte momentele când să stea împreună. Este ceva comun pentru toate familiile în care noi am crescut sau generația noastră. Deci copiii nu o să țină minte cum lucește pădeaua peste ani de zile. Ei vor ține minte momentele acestea petrecute împreună, lucrurile făcute împreună, amuzante, distractive. Eu mă bucur că ați venit cu oala de acasă. Întotdeauna merg. Pentru că e o activitate care văd că prinde și am mai întâlnit părinți care au venit cu jucăriile lor, copiii și-au găsit confortul aici în studio și se simt bine. Uite, o să vreau să vorbim despre toate lucrurile astea, dar pentru asta am nevoie de doi ajutori. Sunt doi oameni din afară care te cunosc nu doar datorită blogului, așa cum te știu eu. Sunt oameni care, într-un fel sau altul, fac parte fie din familia ta, fie din viața ta virtuală. Așa că eu vreau să le invit pe Tina Doni și pe Svetlana Matvievici. Una este prietena ta recentă, cea care te cunoaște pe tine și îl cunoaște pe soțul tău, pentru că au activat la un moment dat împreună. Iar cealaltă este o blogheriță pe care o știe toată lumea, susține tot ce înseamnă emoție virtuală în țara asta. Bună seara! Tina și Svetlana! V-ați stat acolo cu mințele în afară și ați ascultat un pic, v-a plăcut despre ceea ce se discută? Online nu faci menuni, nu unește oamenii pozitivi care au aceleași aspirații, așa că de acolo a început tot și acolo și continuă colaborarea noastră, prietenia noastră. Eu zic să mergem să ne așezăm și ca să ne mai punem gândurile la locul lor, o să punem și noi imagine online acum, o să punem o melodie ca să ne descrețim frunțele, după care din nou pornim la discuție. Aș vrea să fiu un nor, să mă preschimb în ploaie și apoi pe trupul tău aș vrea să curg și roaie. Aș vrea să fiu o floare pe care o miroși. Aș vrea să fiu și lacrimi în ochii tăi frumoși. Aș vrea să fiu pământul pe care tu pășești. Aș vrea să fiu eu însămi, aș vrea să mă iubești. Aș vrea să fiu o floare pe care o miroși. Aș vrea să fiu și lacrimi în ochii tăi frumoși. Aș vrea să fiu o floare pe care o miroși. Aș vrea să fiu și lacrimi în ochii tăi frumoși. Aș vrea să-mi spui că mă iubești. Aș vrea să-mi spui că mă dorești. Aș vrea să-mi spun și eu la fel că ești îngerul meu. Aștept de mult să-mi dai răspunsul pe care îmi doresc.
să-mi spună, ești îngerul divin. Vor spune mai frumos ca mine, dar nu te vor iubi. Aș vrea să fiu o floare pe care o miroși. Aș vrea să fiu și lacrimi în ochii tăi frumoși. Aș vrea să fiu o floare pe care o miroși. Aș vrea să fiu și lacrimi în ochii tăi, în ochii tăi. Și acum o să pornim de la planeta Mami, acea planetă care ne-a adunat aici și din care eu, și știu că foarte multe mămici asemenea mie, pot să se inspire, să găsească lucruri noi. Unele mi se par rupe din cărți și din reviste, pentru că mi se pare ireal să reușești atâtea să faci cu proprii tăi copii, să te detașezi atât de mult de la crateță și de la mop, ca să reușești să legi de curmei și să inventezi atâtea jocuri, dar uite că se poate aici, la noi acasă, să fii pe aceeași lungime de undă cu proprii copii. Și Natalia, vreau să-mi spui, cum a apărut ideea blogului? Știu că te-au întrebat foarte mulți, dar aici n-ai spus-o niciodată. Acum are drag, revin la momentele celea. De fapt, a început că mai de mult, ideea probabil încă nu se născuse, dar întotdeauna Daniel îi plăcea foarte mult să se joace cu mine. Și ca bine că îți plăcea ție să te joci cu el. Da, doar că ca să scap de monotonia aceleași jocuri pe care le facem în fiecare zi, eram în căutare de lucruri interesante, nu doar pentru el, dar și pentru mine, ca să primești și eu plăceri din asta, pentru că astfel are loc conexiunea. Și întotdeauna adunam jocuri, căutam. Până la moment când am dat de blogosfera internațională, am dat de bloguri foarte multe ale mămicilor din străinătate, mai cu seamă din America, și le-am le-am sorbit, da, deci erau atât de atrăgătoare, cu diferite imagini, deci imagini care vorbesc mai mult decât însuși cuvintele. Și mi-a plăcut atât de mult, mai ales că eu citeam foarte mult despre copii, despre parentaj și jocuri. Pe moment așa a venit o idee să încerc, mai ales că atunci Adelina încă era încă un bebeluș și m-am gândit, zic, că ar fi o idee să am și o activitate. Deși nu am scris niciodată, pentru mine asta era un domeniu necunoscut. Ce ești de fapt de meserie? Sunt în domeniul economiei și am activat mai mult în vânzări și marketing. Și respectiv de scris nu prea am scris, doar fraze scurte în domeniul marketingului. Și respectiv era ceva necunoscut, dar a fost o provocare pentru mine. Am zis că nu pierd nimic, pe lângă faptul că voi transmite și altor cei ce am testat, am cunoscut și pentru care am fost entuziasmată, sau greșelile mele care le-am făcut și le-am avut și am găsit soluții, dar a fost și ca o arhivă a familiei noastre, a activităților, pentru că peste ani se vor revedea lucrurile care le-am făcut și plus aceasta era și ca o mică agendă pentru mine, pentru ca să, în să momente în forma, de pană... Da. Lumea aștepta deja să vadă în fiecare zi ceva nou. Valentin, nu te-ai gândit că o să-i răpească timpul? Că o vei pierde din calitatea de mamă? Că o să apuce pe drumul celebrităților online și o să se țină mereu de scris și de arătat familia în public? Să știi că
Chiar și acum îmi aduc aminte acel brainstorming care o făceam noi pe subiectul ăsta, că uite, aș vrea. Deci erau chiar ședințe serioase acasă. Discutam, știi, și eu niciodată nu credeam, sincer să fiu, deși nu mă îndoiesc în capacități natale, nu credeam că o să se ajungă așa departe. Și vreau să spun că eu foarte tare mă mândresc cu succesul Nataliei și o să explic de ce. Pentru că pe lângă faptul că este ceva nou pentru ea, bine, este un lucru să redai experiența ta, dar este și partea tehnică a oricărui proces care trebuie făcut. Ziceam că mă mândresc foarte mult cu faptul unde a ajuns Nataliei, deoarece ea a făcut absolut totul de una singură. Adică ea a însușit partea tehnică, cum se creează un blog, eu o să deschid o paranteză și o să zic că eu nu știu asta, ea a însușit cum să fac o mentenanță, ea a însușit cum să posteze, cum să mențină blogul activ, adică chestii tehnice. Și cumva e nevoie de foarte multă inspirație ca să poți să le combini pe ambele, pentru că blogging-ul e ceva creativ. Da, trebuie să fii, vii mereu cu idei. Și ceva energetic până la urmă, pentru că există zeci, sute de bloguri. Practic fiecare dintre noi scrie ceva undeva, dar ai avut 13.000 într-o lună? Da? De la început? Ăsta da, a fost succesul a fost... tău? Da. Să deschid aici, poți să o întrebăm pe Svetlana, pentru că ea este din domeniu. Atunci când apare un coleg nou de online, cum îl privești? Să știi că am... primit-o pe Natalia cu brațele deschise, să zic așa. Eram atât de fericită că a mai apărut un blog de calitate în Moldova, un blog a unei femei pozitive, pentru că, cum ai menționat și tu la început, și eu încerc să aduc în blogosferă energie pozitivă, mesaje venite din suflet, pentru că ne-am săturat cu toții de tot griul din jurul nostru și toate știrile astea care ne afectează starea de spirit, dar Natalia a venit cu ceva nou. Bun, că mai avem bloguri de mămici din Moldova care iarăși sunt foarte, foarte bune. Principiul fapt că sunt autentice și principiul fapt, cum ai spus și tu, pasiunea pe care o reușește Natalia să o transmită prin acele postări, ajunge undeva la suflet și te leagă și faci parte și tu din planeta mamei. Odată ce ai intrat pe blogul ei, nu mai poți. Vrei să urmărești ce fac copiii, cum exact, cresc, crede-mă exact. Că urmăresc până și călătoriile pe care le fac periodic, pentru că sunt curioasă să văd ce mai face, ce mai inventează, unde merge, unde ajunge. Și este o sursă de inspirație. Chiar i-am și comentat la ultima postare. Noi urmează să mergem cu fetița mea într-o călătorie scurtă și problema copilor în transport, da? Se plictisesc. Și atât de mult când am văzut articolul ei, chiar mi l-am salvat, că uite, când o să am nevoie să apelez la... tehnicile, la secretele descoperite de ea. Noi mai vorbim, noi mai comunicăm în culise, să zic așa, despre blog, despre Facebook, despre toate detaliile așa și chiar o recomand. Când mă întreabă cineva despre uite, vreau o persoană cu care să colaborez, vreau un blogger serios, pentru că bun, fac un pic diferența dintre, că nu toți cei care au bloguri poți să-i numești blogger. Dar mă bucur foarte mult că ea este consecventă și merge înainte și are succes și știu de ce are succes, pentru că depune suflet. Și pentru că e autentică. Da, și orice activitate pe care o faci, dacă o faci din plăcere și dacă o faci deschis, dedicație, atunci asta se vede și lumea observă și iată, astăzi suntem aici. Și mai e ceva, ea nu vorbește de pe pereți, vorbește exact. Despre Aicasei, exact ca și blogul de bucate. Atunci când văd că face pe bune ceva și mi-arată produsul final, eu cred. Atunci când vin rețete frumoase cu poze luate de pe net, îmi dau seama că poate nu i-a reușit și atunci a copiat poza. Voi nu puteți să copieți copiii pentru că aveți doar doi și în fiecare zi sunt alții. Dani, unde e microfonul acela că vreau să te întreb ceva? Apropo de călătorii, doamna Svetlana abia urmează să meargă cu fetița? Tu ai fost deja și mami a testat pe tine fel de fel de idei. Îți place acum să mergi cu mașina? Da, îmi place. Mama și ea un sac mare pe care îl pune... coș. Sau un coș? Nu. No. Eu știu că acum e o mare problemă pentru tine, pentru că este iPad-ul și te interesează mai mult decât jocurile pe care le pregătește mami. Așa este? Eu nu mai joc și în alte jocuri, nu, dar în iPad, când mai fac și pauze, când drumul este lung,
fac pauze și mă joc în multe jocuri cu alfabetul, mai multe jocuri cu care magnețe, mă joc. Cu magneții, ce-am mai văzut eu acolo? Da, multe mai jocuri. Mai desenez cu cretă, era vorba de ceva. Eu o să încerc să ilustrez cu poze măcar de pe blog din când în când în timpul discuției pentru ca să vadă și mămicile de acasă să le fie de ajutor. Cea mai lungă distanță pe care ai parcurs-o cu părinții, care a fost? Unde ați mers? Cu mașina a fost până în Grecia. Ți-a plăcut experiența? Da, mi-a plăcut. Cam obositoare, nu? Da, drumul era lung. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Tina, hai să te implicăm și pe tine în discuție. Vreau să-mi spui cum ai descoperit tu pe ei doi. Pe Valentin îl cunoșteai mai de mult și acum vreau să te întreb dacă la serviciu era la fel de punctual, la fel de corect și la fel de gata întotdeauna să șteargă de pe listă tot ce a reușit să facă pe parcursul unei zile. Da, într-adevăr am avut ocazia să lucrez cu Valentin acum 9 ani. În cadrul aceleași companii. Ce bătrâni deja! Suntem. Și cum ai zis și tu, el era un exemplu pentru noi. La fiecare ședință era foarte organizat, niciodată nu vorbea de pe pereți, știa foarte bine despre ce vorbește, ce probleme avem, cu ce ne confruntăm și soluțiile pe care trebuie să le întreprindem. După care am plecat și tocmai când am rămas însărcinată, am început să comunicăm cu Natalia pentru că eram cam în același termen. Uh-huh. Aflând că o să avem fetițe, asta ne-a unit și mai mult. Și iată cumva, prin platforma online, noi am devenit prietene. După ce am născut, am devenit și mai apropiate. Și cumva prietenia noastră a unit aceste familii. Și eu îi consider ca un exemplu demn de urmat. Noi toate suntem niște mame. Acum, nu știu, poate voi nu sunteți. Mame stresate când avem copii mici, nu? Pentru că chiar nu le reușești pe toate și stresul e mare. Și apare acea dorință de a striga la copil, descărcându-te emoțional și crezând că îl ajuți pe el într-un fel sau altul. Acum, Natalia, mi se pare opusul acestor mame. Cel puțin așa dai tu impresia și crezi impresia și vă întreb pe celelalte două mămici dacă încercați cumva să luptați cu stresul ăsta și dacă femeia asta reușește să vă descarce bateriile alea pline și să le umple cu altceva. Da, noi chiar avem un chat comun și foarte des vă se jeluiți? Întâmplă să ne plângem sau să ne zicem cât de grea ne-a fost ziua sau ce trebuie să facem. Recent fusesem și la un seminar cu Natalia. Eu trebuia să fiu în rolul unei mame foarte stresate, iar ea era copilul și zice, hai, strigă, arată-mi ceva. Asta e tot ce poți? Zic, ok, chiar mă ajută, chiar mă ajută foarte mult și încercăm să găsim soluții ca să dăm o educație cât mai bună copiilor noștri. Svetlana, cum luți cu stresul? Luptăm cu stresul. Cât de mare este fetița? A făcut deja 5 ani. A, e fată mare. Dar, da, deja e fetiță dar matură. Dar apar alte capricii, ce să îmbrac, ce să încalc, ce să pun în cap. Dar e mult mai bine acum, e mult mai interesant. Cum zicea și Tinca, noi ne-am cunoscut toate trei în grupul Ask Mom. Și acolo a devenit acel refugiu pentru noi, că aveam o problemă sau ceva se întâmpla cu copilul. Ne plângeam într-o fel acolo și am găsit susținere, ne-am cunoscut, cum spuneam chiar și la început, pe Natalia am cunoscut-o mai întâi acolo, în online, și treptat, tot la evenimente, ne-am văzut, am început să ținem legătura. Adică online-ul pentru noi a devenit acel spațiu
de refugiu și în loc să strigăm la copil, mai bine postăm acolo ceva, scrim acolo ceva și iată ne descărcăm. Pentru că și atunci când vezi că mai sunt mămici în aceleași situații, nu ești tu cea mai stresată, nu ești tu cea mai obosită de pe lume, dar mai sunt aceleași mămici, au aceleași probleme ca și tine, atunci cumva te liniștești și zici, bine, mai tragi o gură de aer, mai ești la plimbare și mai deschizi un blog pozitiv și toate astea, pentru că noi femeile astea avem nevoie de susținere, de o vorbă bună, de un sfat și asta face Natalia pe blogul ei și pe pagina de Facebook și asta facem și noi, cum zicea Tinca, mai avem noi chaturile noastre comune, mai avem de tot felul de... Să mai includeți și pe mine, pe Asca m-am sun, dar pe ăla vostru comun secret să mă puneți și pe mine să mă gelu din când. Valentin, acum către tine vine întrebarea. Se spune și pe bună dreptate că o familie fericită este o familie în care mama este fericită, pentru că confortul casei îl creează până la urmă femeia, soția și mama. Tu contribui cumva la confortul ăsta? Ca și tată, ca și bărbat, se întâmplă să-ți iei copiii și să te duci pentru ca ea să se liniștească sau să o alungi pe dânsa din casă să-și bea o cafea ca să-și revină în ape? Se întâmplă foarte des momentele astea și eu văd că ne este necesitatea ca Natalia să evadeze. Pur și simplu poate doar să evadeze pe o oră, să meargă la o cafea și să stea cu ea însuși. Încercăm să ajutăm și nu doar așa, uneori, evident, atunci când este posibil, ne organizăm și cumva careva călătorii doar în doi, unde să mergem doar noi pe câteva zile, copiii să rămână la bunei și astfel de escapare ajut să te încarci, să-ți încarci bateriile, ceea ce are nevoie. Eu înțeleg foarte bine că există o monotonie acasă cu treburile casnice, aceleași lucruri zi de zi și mă bucur foarte mult de activitatea de blogging care o are, pentru că într-adevăr asta i-a adus, a făcut diferența și i-a adus ceva nou în viață. Ne-a implicat și pe noi. Noi o susținem în continuare, doresc ca lucrurile să crească, să meargă și mai bine. Și ca să revin la ceea ce ai întrebat tu, consider că armonia în familie este tot și apoi restul. Totul este dependent de cum stau lucrurile în familie. Dacă în familie este bine, atunci lucrurile se vor întâmpla la fel de bine și pe alte domenii, este afaceri, relații cu oamenii și multe, multe alte lucruri. De aceea noi încercăm să menținem acea armonie frumoasă în familie. Se mai întâmplă scurt circuituri câteodată și normal că dacă nu s-ar întâmpla, atunci nu este o familie adevărată, dar ce eu realizez din acele scurt circuituri care se mai întâmplă este că ele trebuie să reparate foarte rapid. Adică nu de a lăsa ca o problemă să se dezvolte, pentru că cu cât se mult mai dezvoltă, cu atât mai greu se repară. Dar dacă cineva din noi greșește, eu cred că e bine să recunoaștem și să ne cerem scuze. Dacă tot vorbim de timpul care vă rămâne vouă, reușiți seara să neutralizați cumva copiii, să-i culcați, ca să vă rămână timp pentru voi doi. Să beți un ceai, să discutați, nu știu, să puneți seara la cale, să vă jeluiți ceea ce a fost peste zi. Sau asta se întâmplă întotdeauna în prezența copiilor? Este un lux pentru noi. Ca să stăm după ce adorm copiii, pentru că ea este motorașul nostru care adorme cel mai greu și din cauza duratei lungi de adormire cedăm unul din noi care o adorme. Și este mai complicat. Mare bucurie este atunci când nu prinde somnul la prânz și atunci o culcăm mai devreme și Daniel la fel se culcă și atunci avem libertatea aceasta și savurăm la maxim acea perioadă, acea oră. Dar evident, încercăm să discutăm și în fața copiilor diferite lucruri care s-au mai întâmplat, la cină, pentru noi este foarte important, deci la cină noi întotdeauna deconectăm televizorul. Este momentul discuției în familie, întrebăm fiecare ce și cum a petrecut ziua, poate ceva la copii, ceva neplăceri care au fost, deci au posibilitate să ne spună, deci vrem să facem și o tradiție și în continuare din aceasta. Dar mai avem noroc și de bunei care sunt întotdeauna receptivi, noi să putem
putem să discutăm de ale noastre în liniște și armonie. Eu aș vrea să vorbim despre noțiunea zi de naștere, pentru că am văzut câteva articole pe blog și vreau să întreb și pe celelalte mămici. Cât de importantă este ziua de naștere a membrilor familiei, a copiilor, a voastră și cât de mult trebuie sau nu trebuie să facem tam-tam din acest eveniment, gen să ne invităm 100 de rude, să stresăm, să obosim copiii, să stăm la bucătărie toată ziua ca să pregătim de leguri sau poate din contra, voi în patru, în familie, să nu știe nimeni, să nu vă vadă nimeni. Cum se întâmplă? Până acum, având copii nu foarte mari. Nu știu, de când au apărut copiii, atunci am înțeles că eu am deja 2 zile de naștere pe an. Pentru că cu mari emoții aștepți acea zi și chiar cu mai multe decât ale tale, când e ziua ta. Dar, evident, cu primul copil, cu Daniel, am sărbătorit în fiecare an. A fost o plăcere pentru noi, mai ales ca să ne revedem și cu nanii lui Dani. Pe parcurs deja am înțeles că deseori copiii agită toată atmosfera aceasta și mai mare bucurie să stea pur și simplu cu 2-3 copii și cu mami și cu tate. Lecția am învățat-o și cu Adelina am făcut un pic altfel, respectiv la un an și la 2 am stat doar în familie, fără a chema vreun animator și distracție suplimentară pentru ceilalți copii, pentru că de fapt nu e, ea nu are cum să petreacă. Chiar la 2 ani am făcut așa că am mers de dimineață la terenuri de joacă și am stat doar cu ea, departe și de calculator, de telefon, de grijile casei. Respectiv, așteptam momentul când ea deja să conștientizeze și să aibă dorința aceasta de petrecere și acum chiar la noi așteptare mare pentru petrecere și baloane și ne gândim cum să facem. Dar pentru Dani, de exemplu, în ultimii ani, cel puțin pentru el s-a memorizat foarte mult când la 6 ani am făcut acasă, doar cu copiii și eu am organizat diverse jocuri și concursuri. El încă până atunci tot îl ține minte acea zi de naștere și tot îmi zice, hai mami, hai mami, deși este mai obositor lucrul acesta, dar e foarte plăcut să intru și eu în copilăria lor. Dani, dar e adevărat că mami îți dă voie să faci tot ce îți dorește inimioara la ziua ta? Dacă vrei să stai la televizor, stai, dacă vrei să stai la tabletă, stai, dacă vrei să nu te duci la școală, nu te duci. Așa este? Da. Și tu de obicei ai multe pretenții, nu? Te gândești dinainte ce să ceri, ce să vrei? De ziua mea, când am să împlinesc 8 ani, încă nu m-am gândit ce am să vreau. Dar să te gândești, să faci o listă mare. Da. Că noi o să vedem, o să urmărim blogul lui mami și o să vedem dacă ea s-a ținut sau nu. O să fie o surpriză. De cuvânt. Da? Și ziua de naștere în familiile voastre, cum e? Ce faceți pentru copii? Recunosc pe bune, e foarte stresant când ajung la ziua copilului meu, pentru că vreau să fiu cu el. Ori noi suntem de tradiție veche că trebuie să vină toată lumea în ospeție și atunci mama și bunica stau la bucătărie toată ziua și copilul mai puțin înțelege că este ziua lui. Poate reușim dimineața să-i aruncăm cadourile pentru că el să fie ocupat și noi să reușim să stăm la bucătărie. Și sunt sigură că la fel ca și mine sunt foarte multe mame. De asta spuneți-ne, voi din care categorie faceți parte? Eu în primul rând mi-ascult copilul. O întreb, noi despre ziua ei vorbim cu câteva luni înainte. Ea e născută pe 1 decembrie și despre ziua din anul ăsta, de anul trecut, în 2016, când am făcut 5 ani, noi vorbeam de prin septembrie, cred că octombrie. Mami, dacă vine decembrie? Zic, mami, ziua ta vine când începe iarna. Mai treceam, mami, dar încă nu se începe iarna? Nu vine? Și o întrebam, pentru că la fiecare sărbare îi făceam câte un tort personalizat cu jucăriile preferate. Și la 3 ani a fost Peppa Pig, la 4 ani a fost Hello Kitty și anul ăsta a fost Mickey Mouse. Și tot o întrebam, pentru că nu se putea hotărâ sau Rainbow Dash sau Mickey Mouse. Și pentru mine era foarte important ce ea își dorește. Și am făcut acasă o mică petrecere în familie cu oamenii cei mai apropiați. După asta am făcut petrecere la grădiniță, după asta am mai făcut petrecere la Chișinău. Am uitat și de petrecere la grădiniță, exact. Da, că și el trebuie bifat întotdeauna. Pentru că, da, ea a vrut, asta mi-a zis, mami, și am chemat un animator, a fost Mickey Mouse la grădiniță și acum e foarte fericită și a pus o dorință, pentru că știi când suflă, pentru ea ziua de naștere este suflat un tort. Și la 4 ani, știu că, cred că a suflat vreo lună
Noi trebuia tot luam tort. Repetiție. Da. Nu, chiar și după ziua ei, pentru că mami, mi-mi place să fii ziua mea dacă suflu în tort. Și își punea dorințe. Și anul ăsta atât de mult am râs. Vreau ca ziua mea să fie în fiecare zi. Adică și eu încerc să-i fac în fiecare zi o zi a ei. Sau nu neapărat. Și de pâine, dar să fie nu neapărat. Exact. Să știi că am făcut și am pus și lumânări și în fructe. Nu conta. Nu era ideea doar de tort, pentru că nu este chiar atât de mult atașată de dulce, dar era ideea, de, cum zici tu, de lumânare, de tot baloane și noi suntem nebuniți după baloane. Dar asta e, zic, secretul unei zile de naștere reușite pentru copil, să-l asculți. Pentru că tu poate vrei petrecere cu rude multe, cu familie, dar ea vrea să se joace cu 2-3 copii sau vrea altceva, sau de cadouri, nu mai zic de cadouri. Am întrebat-o, nu mi zicea, nu știu. Și în fiecare zi se schimbă preferințele, da, exact. Nu? Că la noi cam așa e. Și să știi că m-a ajutat foarte mult. Ea vrea telescop la 5 ani și am zis ok. Și am făcut o postare pe Facebook unde am întrebat oamenii experimentați cu copii mai mari, spuneți-mi, vă rog, e ok la 5 ani, pentru că vrea copilul, e pasionată de planete, e nebunită după planete, știe toate planetele, vorbim mult despre univers, cosmos, marțieni. Și mi-au explicat mămicile cu mai multă experiență că se plictisească, e prea mică pentru telescop. Și am renunțat și în schimb mi-am luat o hartă. Adică ne-am orientat un pic spre altceva, dar mă bucur că am nimerit-o, pentru că pentru copii contează, cum ziceam, să ții cont de ce vor ei, nu să te gândești în primul rând la tine, pentru că sunt sigură că și Natalia știm că fac același lucru. Și nu ne-am învățat să ne ascultăm copiii, să punem părerea copiilor, pentru că, da, sunt ei mici așa, dar au și ei păreri, au și ei gânduri, au și ei poziții care trebuie luate în calcul. Am noroc, Adelina e născută în februarie, iar Simona e născută în aprilie. Și respectiv, cumva, din februarie până în aprilie ne găsim inspirația. Dar prima aniversare așa și-a fost. Cu toți nanii, cu prieteni, cu foarte mulți copii, tam-tam. Ea era stresată. Pentru că eu eram stresată să iasă totul bine, să merg la coafor, să ajungă toți la timp, să vină animatorul, să iasă poze reușite, ca ea să pozeze. De ce? Chiar nu am înțeles că a fost ziua ei. La 2 ani eram plecate și atunci am zis că în străinătate e și mai bine. Am mers într-un magazin nou pentru ea și ales o jucărie pe care a vrut-o, am mers doar la terenuri de joacă, am mai fost o fetiță de vârsta ei și ea s-a simțit perfect. Deci ea era atât de încântată și am zis că asta o să fac în fiecare an. Simt că o să mergem pe calea Liei și o să facem cu Peppa Pig anul ăsta, că e nebunită după Peppa Pig, așa că o să zic un ulterior pe chat, o să scriu și o să zic dacă ea a ales tortul cu Peppa Pig, dar sigur o să facem într-un cerc foarte restrâns, cu copii, cu cei pe care îi vrea ea alături. Și ziua mea. Flori,
mamă-n fără portmoneu. Deschid ușa cu flori în mână și-ți cânt un la mulți ani, nu doar în română. Vrei? Pot schimba noaptea pe zi, pot rata pariu, cânta, zbura, dansa, găti. Și, bineînțeles, distra pe-i tăi, după care strâng și spălvezi ăla după ei. Vrei? Te pot duce în spate și darurile în mâini. De ziua ta îmi cer iertare eu de la vecin. Am să te fac să râzi cu poftă, tras de urechi în locul tău, bătut cu tortă, iar pe boltă grumele tău spre curcubeu. Lansăm un zmeu, doar tu și eu. Dar spre dimineață lasă-mă să-i trag un pui de somn, indiferent unde am să dorm. Zicea ceva de poze și vreau neapărat să vorbim despre poze, pentru că știu, e o altă pasiune frumoasă în familia voastră. Nu știu câte sute, câte mii de fotografii aveți până la momentul prezent, în 15 ani de când sunteți împreună. Dar știu că în fiecare sezon sau în fiecare an vă place să faceți câte o sesiune foto profesionistă ca să vă rămână amintiri. E greu, e ușor să te organizezi? E mai greu, e imprevizibil. De obicei chiar... copiii nu prea stau în fața aparatului de fotografiat. Păi... Bine, Dani deja e băiat mare și cred că știe să pozeze. Adelina, de câte ori cred că zice domnul sau doamna, atenție, ridică mâna să ia aparatul. Totodată pozele cele mai frumoase sunt acele care se întâmplă nepregătiți, naturale. Și cam așa s-a întâmplat în sesiunile noastre. Nu prea au fost planificate, s-au întâmplat cumva, știam că era în acel to-do list care trebuie să-l, care îl avem, știam că trebuie să-l facem, dar cumva ori de fiecare dată cineva nu era disponibil, dar în ultimele cazuri s-a întâmplat așa spontan și sesiunile au fost spontane, fără multă planificare, aș spun eu. Dar pozele întotdeauna dacă au ieșit. Dacă vă referiți la cele cu mașinuța retrogradă. Asta a fost ultima, zic eu, care a fost un pic de planificare. Bine că au fost accesoriile care s-au adus acolo. Dar însuși ca persoanele și ca conduita a fost una liberă. Adică e greu, cum ai spus și tu, e greu să se menții într-o poziție statică și cumva cu un zâmbet, mai ales pe Adelina, adică e tot în mișcare, e action, știi? Și cam așa sunt sesiunile foto. Ca tare, eu sunt adepta pozilor copiilor întotdeauna în acțiune, pentru că ele sunt cele mai frumoase. Îmi place să-i prind când sunt furioși, când plâng, când sunt supărați, când râd în hohote, când sunt cu expresie mirată. Deci, pentru că copiii în orice stare emotivă ies perfect, pur și simplu, pentru mine. Și respectiv nu-mi plac pozele astea când toți trebuie să, la momentul acela, să privească direct în obiectiv și este chiar frustrant pentru părinți, pentru că tu stai cu gânduri că hai, privește, privește, privește și atunci iese și părintele cam încordat în momentul ăsta. Și respectiv pozele astea care copilul deci surprinde în diferite momente, cum descoperă, cum aleargă, cum se distrează. De exemplu, mie foarte tare îmi plac și am zis să-mi fac o colecție de poze făcute cu viața noastră. Deci, cum gătim, cum ne spălăm, cum citim, cum ne jucăm, cum ne culcăm. Deci, momentele astea sunt chiar frumoase, pentru că ele redau viața cea reală și nu însuși zâmbetul cel artificial și impus de toată lumea. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, yummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, burning, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear.
Sunteți și adepți unui mod sănătos de viață. Am înțeles că de când au apărut copii, v-ați și schimbat preferințele alimentare. A fost greu? Nu știu, s-a întâmplat spontan. Fără să ne-o impunem. Pentru că, nu știu, eu m-am pregătit foarte mult atunci cu Daniel să fie corect, deși nu este o singură regulă pentru toți copiii cum trebuie să înceapă aceeași diversificare. Ai dat atâtea sfaturi altora cum să înghețe fructele, da, cum să facă gemuri. Am testat, am încercat. Te-am și văzut și la alte posturi de televiziune. Deci tu ești un exemplu pentru alte mame, lumea urmărește. Da, eu chiar mă bucur pentru că scopul, unul din scopurile mele în calitate de blogger este să fiu utilă. Și deci prin experiența mea să inspir și alte mămici ca să-și simplifice cumva viața de mamă, pentru că noi încercăm să facem lucrurile mai complicat, mai grele, mai cum era până acum, dar sunt lucruri mult mai simple, de exemplu același cu congelatul din timp toată vara și toată toamna, parcă ți pare că este complicat, dar este foarte ușor după aia. Și respectiv... Voi ați luat exemplu de la Natalia? V-ați congelat și voi fructe? Da, să știu că am făcut-o pentru prima oară anul ăsta, datorită Natalie. Și cum am ziceam și la început, mi-e place foarte mult să urmăresc cu oamenii reali, cu povești reale, cu probleme, cu momente frumoase, pentru că așa suntem toți. Viața nu este perfectă și prefer să urmărești un om care este la fel ca tine sau mult mai bun ca tine, care te inspiră. Natalia nu este doar utilă, Natalia inspiră și, cum ziceam, Natalia e o sursă de energie pozitivă. Știi că dacă intri pe planeta mamii, găsești lucruri frumoase, găsești texte pline de căldură, zicea ea că nu prea are cu scrisul, eu i-aș zice că o are chiar foarte bine, pentru că scrie din suflet. Și doresc foarte mult succes, pentru că știu că are planuri mari. Chiar urmează să facem ceva împreună în acest an cu copiii călătorind prin Moldova, pentru că vreau și eu prin blogul meu să încurajez părinții să-și ia copiii în călătorii, să descopere împreună Moldova și nu doar Moldova. Și iată, a crescut frumoasa asta blondă și cred că poate să meargă și cu fiica mea împreună, să facă ei tot felul de activități împreună. Și de ce nu, poate cu mai mulți copii. Urmează să vedem noi, că grădinița noastră e mare. Explicați-mi și mie și celor de acasă ce înseamnă părinți jucăuși. Și cel mai important, un tată jucăuș, pentru că noi, mamele, suntem cumva mai mămoase, mai maleabile. Tații sunt mai rigizi, tații sunt percepuți în societatea noastră moldovenească ca fiind lupul cel rău din familie. Stai că vine tate, stai că ți arată tate, he-he, dacă știe tata. Și atunci cum încercați să ștergeți conturul ăsta invizibil al omului dur, al bărbatului care nu trebuie să plângă, care nu are voie să fie slab și care poate să râdă și să facă pe căluțul acasă împreună cu proprii lui copii? Se întâmplă des chestiile astea în familia noastră și cred că rețeta succesului este ca noi cei maturi să coborâm la nivelul copiilor. Și dacă reușim să o facem, atunci interacționăm la același nivel. Și eu încerc mai mult să o fac cu Dani și mă ajută acest lucru pentru că avem și cumva interese comune de sport, de alte activități și o facem asta și ajută foarte mult, mai ales după o zi încărcată când revin acasă și el mă așteaptă, tati, hai să jucăm, hai să facem joaca asta, hai să alergăm, hai să ne jucăm de ascunselea. Bine, nu mai țin minte când m-am jucat ultima dată de ascunselea. Respectiv, îmi trăiesc și eu, știi. Parentingul este cumva o retrăire a copilăriei
Poate faci multe lucruri care nu le-ai făcut sau nu ne mai ții minte că le-ai făcut când erai tu copil, dar le faci acum cu alte senzații, cu o altă abordare și cu o altă satisfacție. Încercăm să rupim acea rigiditate despre care tu ziceai, pentru că într-adevăr ea există și eu mi-aduc aminte că cam era așa. Când eram eu copil, vine tate, dacă a fost tate, ai părlit-o. Încercăm să schimbăm lucruri și cu siguranță în familia noastră nu există acea rigiditate, deși din punctul meu de vedere, câteodată este important să impunem careva principii de disciplină, care până la urmă sunt benefice și ajută în creșterea copilului, creșterea personalității. Dar evident și astea trebuie să făcute cu tact și prin joc. Și voi sunteți mai jucăușe? Sunt, dar revenind la familia Madan, vreau să vă zic că este posibil. Cunoscându-l pe Vale la job, fiind un manager foarte bun și fiind foarte corect, dur, eu eram atât de curioasă să-l văd în mediul familiei. Prima cină pe care noi am avut împreună, deci eram perplexă. Cumva totul transformat în joc, tonul foarte coborât. Noi râdeam, ne jucam un revelion petrecut împreună, noi săream după muzica zdublor, deci cu copiii noștri în horă. După care am stat și am meditat. Wow! E același Valiu care eu am lucrat împreună. Iar, deci la job și acasă, doi oameni total diferiți. Este posibil. Același lucru putem să-l facem și noi. Și da, cu copilul meu, cu fița mea, o fac și pe calul, și pe pisica, și pe câinele, și avem foarte multe jocuri pe care le facem împreună. Ne inspirăm foarte mult de pe blog și mă întreb pe mea, Natalia, ce să mai fac? De ce se plictisește? Ai introdus jocul, da, cu băbasele ai făcut, da, cu ce ai făcut, da, cu tine, da, ia taia, cu farfecele, nu? Ok, hai. Deci chiar m-a ajutat foarte, foarte mult și continuă să ne inspire. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc. Natalia, e greu să fii jucăușă? Da. De fapt, joaca este o abilitate care nu oricare o însușește și o cunoaște și este, deci, loc de a învăța, de a însuși. Pentru că nu este atât de ușor să te detașezi de toate problemele tale, să te așezi pe podea, pentru că de regulă mulți nu fac lucrurile acestea, și să joci ceea ce dorește copilul. Mă, ce-a fie ce-am bun. Da, bravo! Nu e nevoie să te joci toată ziua cu copil, pentru că e nevoie și de joacă neorganizată și nestructurizată, dar în general joaca este cel mai puternic mijloc de conectare între copil și părinte. Și prin joc copilul poate să depășească foarte multe obstacole emoționale, frici, dar și este și o descărcare emoțională și pentru părinte, pentru că este ca un fel de meditație, da? Pentru că tu te detașezi de problemele tale și tu te intri în lumea copilului și este ca o terapie pentru ambii, și pentru părinte, și pentru copil. Evident, noi foarte des amânăm joacă, că uite, am asta de făcut, asta de făcut, uite, copile așteaptă 30 de minute să facă asta, 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 dar copilul așteaptă și uneori e nevoie măcar astfel de momente ocupate, măcar de 5 minute să te așezi la nivelul lui și să-i privești în ochi, să joci ceea ce el dorește, pentru că astfel și copiii devin, comportamentul se schimbă. Deci se zice că în familie unde nu este joacă, comportamentul este mult mai dificil la copii. Eu aș vrea cum să faceți câte un gând de final, într-o frază, două, ca o concluzie la tot ce am vorbit, noi să motivați oamenii de acasă care, în această lume stresantă, în care goana după bani, goana după afirmare în societate, după o viață profesională bună, care credem noi că ne aduce, de fapt, liniște în familie, să o ia de la capăt. Începând de astăzi sau de mâine, sau poate de la o luni, pentru că așa se obișnuiește. Eu să revin la ideea inițială și, de fapt, la subiectul care ne-a adus pe noi toți aici, familia. Și gândul care aș dori să-l transmit este pentru toți să-și prețuiască familiile, să-și iubească familiile, pentru că, cum ziceam, este familia și restul. Iar o familie armonioasă, familie iubită, este
rețeta succesului. Este o viață împlinită, respectiv. Iubiți-vă și prețuiți-vă familie. Așa să fie. Svetlana, știu ce vrei pentru anul ăsta. Să iei copiii și să descoperi Moldova. Vreau multe să fac anul ăsta, dar cel mai mult îmi doresc să-mi găsesc mai mult timp pentru copilul meu. Și să mă inspir, am murmurit-o către atenție ce spunea Natalia despre joc. Și eu mă joc cu cea mică, dar uneori mi-aș dori să am mai mult timp pentru joc. Și atâta timp cât va fi ea persoana care ne inspiră pe noi, noi la rândul nostru inspirăm și noi pe alții, atunci schimbăm lumea de jurul nostru, începând cu familiile noastre, cu prietenii noștri. Și asta vă doresc în noul an, schimbări spre bine și multă inspirație. Iar Nataliei, mult timp pentru blog, pentru că știu că îți ia foarte mult timp să scrii o postare inspirată și așa, dar văd că ai sursa ta de inspirație și motivația este nesecată, așa că așteptăm lucruri frumoase de la tine. Tinca. Eu mi-aș dori ca noi să fim fericiți, să ne ascultăm inimile, să ne ascultăm copiii, să facem abstracție de ce zice tante din stradă sau cineva de la magazin sau să facem totul ca copilul nostru să fie fericit și să fie în mediul lui confortabil. Indiferent de părerea celor din jur, să devenim și mai bune pentru copiii noștri, pentru că da, noi am primit exemple foarte bune de la părinții noștri, de la bunei, dar lucrurile se schimbă și trebuie, cred că, să ne schimbăm și noi și ar fi frumos să devenim și mai buni în fiecare zi, pentru că toată viața învățăm, iar alături de copiii noștri avem șansa să învățăm foarte mult în fiecare zi. Natalia, îți las ție cuvântul de final. Eu anul acesta mi-am stabilit alte obiective. Desigur, nu am finisat să le definesc complet, dar ajungând, am început să studiez altă latură a familiei fericite. Este aceea de a fi mama fericită și împlinită cu ea însuși. Vreau anul acesta să dedic și mai mult timp mie, necesităților mele, să fac pasiunilor mele. Nu este necesar să te dedici 100% copiilor, pentru că copiii au nevoie să vadă o mamă fericită. Și atunci lucrurile vor merge așa lin și vei găsi și timp și dorință și să te joci cu copilul și să petreci mai mult timp și să experimentezi și să descoperi împreună cu el. Atunci eu nu-mi rămâne decât să vă doresc să vă descoperiți și să vă redescoperiți și în acest an, așa cum ați făcut-o până acum, să vă fie copiii sănătoși, pentru că atâta timp cât ne sunt sănătoși copiii, atâta timp reușim și noi să mergem înainte cu optimism, iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară frumoasă tuturor!